Primul pas greșit al CFR-ului în play-off, doar 0-0 pentru trupa intrată de Dan Petrescu în deplasare cu Faru. 8 puncte în acest moment între CFR și FCSB, însă FCSB are un meci mai puțin, meciul pe care îl va juca mâine seară la Pitești cu FC Argeș. Dacă va câștiga acea partidă, va veni la 5 puncte și mai sunt 8 meciuri de jucat, inclusiv cele două partide directe. Practic, pare că lupta la titlu este relansată. Alături de mine, în platoul această oră, Constantin Zota, bună seara. Bună seara. Eduard Zelghin, de asemenea, bună seara. Bună seara. Așteptăm reacții și de la Ovidiu. Scurt câteva impresii după meci, evident și în contextul calculelor și distanței în clasament. Un meci frumos, dar mai mult prin angajament. Prin angajament și prin miză. Miză pentru că CFR-ul e pe primul loc și pentru că Varul își dorește să ajungă cât mai sus. Altfel, un meci cu multe greșeli, foarte multe pase greșite, cu câteva ratări foarte mari și cu nivel tehnic foarte scăzut. Însă, per total, a fost un meci care ți-a făcut plăcere să-l privești prin această luptă. Luptă care cred că a devenit atul principal al echipelor de Liga 1, din păcate pentru noi. Da, pentru că, exact cum spuneați, nivelul, te aștepți la un meci Faru CFR să fie ridicat, pentru că sunt două echipe care s-ar putea să le întâlnești, să le regăsești în cupele europene. Și atunci... Diferența, o să constatăm că este foarte mare dintre noi și alții. N-am văzut o continuitate, o posesie mult mai mare pe spații aglomerate, ceea ce la noi nu există. Nu există. Nu. Nu există. Nu există ce aproape vede? Niciun meci, nu că nu există exact. În meciul ăsta din seara asta. Niciun meci, asta da. Spune nivelul fotbalului nostru. Nu, iar că faceți limitere doar la meciul din seara asta. A, nu. Că aici chiar nu, dar în seara asta chiar mă așteptam la mai mult pentru că sunt două echipe puțin mai galonate decât altele. E, cum să zicem, două puncte pierdute de CFR sau un punct câștigat de CFR? Până mâine seară nu știm exact dacă ne raportăm strict la campionat, dar ținând cont de distanță... Și eu spun că e un punct câștigat, deși... Mergem să ascultăm pe Dan Petrescu și ne întoarcem la discuție. Bună seara, domnule Petrescu. S-a întâmplat, cam cum a spus dumneavoastră, un meci foarte dificil și doar un punct astăzi. Cum sunteți? Meci excelent, un meci dificil. Am făcut un meci foarte bun. Față de meciul trecut, când am câștigat 2-0, atitudinea a fost altfel. Echipa a jucat excelent. Ne-am creat ocazii. Nu cred că a fost un meci în care Faro acasă să fi suferit atât cum au suferit cu noi. Nici posesie, nici ocazii. Ei de obicei cu oricine joacă, indiferent de adversar, au foarte multe ocazii și au posesia mingii. Și acum pressing-ul nostru a fost excelent. I-am surprins. N-am ce să reproșez la niciun jucător nimic. Nici n-am vrut să fac schimbări. Și așa am făcut schimbări târzii, dar sincer aș fi vrut să nu fac schimbări. Nu că fac ca Guardiola care nu schimbă câteodată. Pur și simplu nu aveam pe cine să schimb pentru că eram mulțumit de toți jucătorii. Asta vreau să vă întreb. Doar două schimbări. Da. Mă uitam pe bancă, era și Petrila. Petrila a fost puțin răcit și am zis că la intensitatea care s-a jucat azi, mie mi s-a părut un meci de Europa League sau chiar de preliminarii de Champions League. Așa a fost intensitatea. Intensitate maximă, calitate, adversar puternic, au jucat și ei cu trei fundași centrali, au avut o echipă solidă și n-a fost ușor pentru noi, dar nici pentru ei. Totuși, ca și rezultat, știu că vă interesează până la urmă rezultatul acestei partide și doar un punct vă revine. La 0-0 niciodată nu supărat. Totuși, nu vă e teamă de ce urmează? Mă refer că se apropie la 5 puncte. Știți că avem până la urmă asta e miza. Avem 22 de meciuri că nu pierdem. Despre alții să vorbesc când fac recorduri, despre noi să mai uită. Ia uitați-vă la 22 de meciuri dacă am pierdut vreun meci. Deci nu putem să fim nici Barcelona, nici... Noi avem acum, în momentul de față, 15 puncte în fața lui FCS, 15. Dar acest regulament, n-aș vrea să scot un cuvânt incredibil, face ca să nu mai avem 15 puncte. La băieți ce să le reproșez eu? Când în momentul de față, dacă ne lăsau puncte, le aveam 15 puncte în față. N-am ce să reproșez la nimeni nimic. 0-0 e 0-0, mereu zic, la Farul acasă, cu antrenor Hagi, care... Toată lumea știe că când joacă acasă, domină pe oricine. Astăzi am făcut un meci foarte bun. E clar că vroiam să jucăm prost, să batem, dar nu poți să joci mereu prost să câștigi. Patru jucători la Națională mulțumit de aceste convocări sau ar mai fi meritat? Dar ce trebuie să fiu mulțumit? Păi, sunteți antrenorul lor și... Eu îmi doresc să fie cât mai mulți jucători, dar în același timp îmi doresc să se întoarcă sănătoși cât mai repede, că
Dacă nu se întorc sănătoși, ar fi o problemă. În rest, le doresc baftă și nu aș vrea să comentez în niciun fel convocările. Vă mulțumim. Mersi și eu. Meci de Europa League? Se întâmplă destul de des să vedem alte meciuri noi aici în studio față de ce văd antrenorii. Deci chiar așa, de Europa League a fost meciul ăsta? Europa League, turul întâi preliminar, două echipe, una din insulele Feroe și una din... Nu știu. Ce a spus, nivelul, ritmul a fost senzațional, n-am făcut schimbări. Niște elemente... Avem probleme cu televizor, scuze, e o problemă cu televizoarele de la noi, de la televiziune, dacă am văzut al ritm. Nu știu, băieții o să-i rugăm să se ocupe un pic, că la noi a fost o altă viteză. Ca să analizăm corect declarația lui Dan, ce am spus și înainte, angajamentul ar putea fi, da, pentru că au jucat. Din punct de vedere tactic, au avut CFR-ul de multe ori un pressing avansat, dar atât. De aceea, posesie cu adversar în spate, pe zone aglomerate, cu pase precise, nu am văzut în seara asta. Multe greșeli. Mingea cu circulație lentă, chiar noi dădeam exemple în timpul meciului, cu multe pase care n-au fost la firul terenului. Nu știu, mie nu mi se poate Europa League, să mă scuze, Dan, dar nu. A mai spus că practic adversarul nu și-a creat nicio ocazie, sau mă rog, nu și-a creat ocazii, așa a spus. Și vreau să vedem practic cea mai mare ocazie a meciului, cred că aia lui Hefte a fost. A lui Hefte a fost cea mai mare. Este o ocazie imensă și e cea mai mare. Adevărat că și CFR-ul a avut ocazii. Poate nu este ocazie prin prisma faptului că nu și-a creat viitorul o ocazie propriu-zis, ci a profitat de o eroare pe care o să o vedem. Bun, e o centrare. Este o centrare, deviată. E adevărat că e comedie ce se întâmplă. Înțelegi? În defensiva, da, CFR-ului, cu mingea care îl depășește pe Iuri, Boateng care o atacă și o pune pe tavă lui Hefte. Și o pune pe tavă, derutându-l și pe Grauvas, care venise acolo să o respingă. De la 11 metri să tragi spre poartă nu este o șansă bună, da, să... Da, asta este o ocazie colosală. Asta. Și mai e ceva, stai puțin, că nu prea sunt 11 metri, sunt vreo 8-9. 8-9 metri pe centru, da, cu ax, vine pe lat, cu latul. Uite unde vine mingea asta. Deci... Golgheterul campionatului. Da. Nu, asta apropo de ce spunea Petrescu. Bine, dacă ai șerțe scria, cred că discursul lui Dan era cu totul altul acum. Une sunt de acord cu el. E faptul că CFR-ul a jucat mult mai bine decât meciul din sezonul regular de la Constanța, pe care l-a câștigat. Dar acolo a suferit rău de tot. Deci a avut un noroc CFR meciul ăla, ieșit din comun. Și din nou aceeași poveste, înainte și după interviuri. Ne văicărim, iar ne-au luat punctele, vrem punctele înapoi, nu e corect. Dar tot am luat titlurile în felul punctele ăsta. S-au împărțit, are dreptate. Numai că ăsta este regulamentul de la începutul sezonului. Da, adică... deja devine, nu știu, mi-e greu să găsesc un cuvânt. Tot timpul aceeași poveste, la nesfârșit. Așa o să sărbătorească și titlul dacă îl va câștiga. O să-și aducă aminte că așa a ajuns să... De fiecare dată a câștigat CFR-ul. N-ar fi primul sezon. Okay. Data viitoare să-i dea două trofee. Hai să-l ascultăm pe Ioani, convocat și de Edi Ordenescu la Națională. A fost pentru tine meciul cu CFR. Iată că nu primiți gol în sfârșit în acest sezon din partea lor și tu ai un merit în asta. Cum a fost? Bună seara! A fost un joc foarte dificil, un joc foarte disputat, un meci de luptă. Știam că întâlnim un adversar foarte puternic, dar și noi am fost pe măsură în seara aceasta, puteam să și marcăm și puteam să luăm și cele 3 puncte. Întrebam și pe colegii tăi, după ce luați punct campioanei și echipei care domină campionatul de atâția ani, simțiți că locul 3 e un loc abordabil? Și după ce ați văzut acum în debutul ăsta de play-off? Acesta este obiectivul nostru. Sperăm să ajungem să ocupăm poziția 3 în clasament pentru a merge în Europa, la vară. Ce a fost diferit astăzi la Farul, totuși, de meciurile din campionat? Pot spune că am abordat jocul puțin mai direct, mai pe luptă. Știam că vor veni să facă un pressing de sus. Am încercat să jucăm pe spatele liniilor lor. Ne-a și ieșit de mai multe ori. Am avut și situații, mai ales și în prima repriză, dar și în a doua, am avut ocazia cea lui Hefte, da. Din păcate, pentru noi nu a reușit să o fructifice. Tu pleci la Național, începutul unui nou mandat, noi speranțe pentru români. Tu cum vezi lucrurile? Mă bucur că domnul selecționer m-a convocat. Acum rămâne
rămâne de văzut. Depinde de mine să mă pregătesc bine acolo și să arăt că arăt siguranță și ca să mă bagi. Mulțumim! Da, Ioan, îi spuneam și el selecționat la echipa națională, 4 jucători de la CFR, Camara, Burcă, Bordeanu și Manea, nu și Deac. Și asta e o întrebare, ar fi meritat Deac la ce formă a arătat în acest an? Adică să ne raportăm măcar la meciurile din 2022. Deac a fost un jucător decisiv pentru CFR. Decisiv în multe meciuri. Și nu numai ca realizări, dar și ca atitudine și ca, cred că și un rol deosebit în vestiar. Probabil că selecționerul se gândește la perspectiva anului viitor, la meciurile oficiale, are nici, planurile lui. Nici Camara nu e vreun tinerel. Bine, nu cred că a luat în calcul vârsta. Da, adică mi-e greu să cred. Acum, face mai ales că tu ai un obiectiv apropiat, în vară, da? Camara nici nu a avut cele mai bune evoluții. Vârsta chiar nu mi se pare... Nu că aici sunt de acord. În 2022, Deac a fost, după părerea mea, principalul jucător al CFR-ului. Dar l-am văzut și, ok, poate meciul acesta n-a avut... Ba, dar, chiar și în meciul de astăzi. Meciul trecut, da, execuția pe care a avut-o. Ok, aia poate fi o execuție, dar în general, prestații solide tot timpul. Solide, pase de fizicul pe care l-are, adică... Da. Mi-a dat Liviu Manolache o informație foarte interesantă. Deci de când s-a trecut la sistemul cu 5 schimbări, și s-a trecut de ceva timp, adică nu vorbim de 2-3 meciuri, da, CFR n-a făcut niciodată, dar niciodată mai puțin de 3, cum a făcut în seara asta, 2. Am auzit explicația lui Petrescu, am fost absolut mulțumit de absolut toți jucătorii, spune el. Nu știu, să mă uit câte șuturi pe poartă a avut CFR-ul, dacă nu schimbi, adică trebuie să dai... L-am văzut pe Debeliu, că a mai notat prin careu cu Larie. Mi se pare totuși o știre asta în condițiile în care ai la dispoziție lotul pe care l-are Petrescu. Că dacă nu ai, lasă în doi, nu mă mir dacă nu face schimbări, că n-ai ce să faci. Dar aici totuși e surprinzător că n-a apelat la... Aici m-aș feri să comentez, pentru că totuși Petrescu vine pe un parcurs excelent cu echipa. Da? El știe și vede jucătorii la antrenament. Știe în ce formă sunt rezerve din seara asta. Da, până la urmă a obținut un punct și spuneam, e un punct câștigat. Foarte bine făceai tu un calcul și nu pot să spun că dacă mâine FCSB-ul mâine câștigă, e la mâna ei. Deci asta mi-a plăcut la nebunie. Adică, matematica asta spune. Matematica vine asta la 5 spune. Puncte și e la mâna ei. La mâna ei înseamnă că depinde și... doar de ea. Da. Da. Evident că până să iei titlu mai e mult. Încă o reacție, Camora, alt jucător de la CFR la echipa națională a României. Care joacă foarte, foarte bine acasă, dar nu a avut atitudine. Noi am încercat să jucăm și cred că păcat că nu au fost golurile, dar a fost un meci frumos. Un meci de luptă. Cum a fost în teren, ca și intensitate față de meciurile din sezonul regulat? Zic că noi, diferența a fost că noi a fost mai bine. Eu am avut mai multă ocazie la primul meci de faza regulară, dar eu zic că astăzi a fost un meci cu mai multă intensitate și din partea noastră noi, eu zic că a fost un meci mult mai bun decât meci trecut la ei aici. Mario, apropo de această partidă, nu știu, vă sperie contracandidata voastră care poate să vină la 5 puncte? Nu ne sperie. Nu ne sperie, că până la urmă e important să depindem numai de noi. Oricum, următorul meci jucăm acasă cu Arci, pe care vrem cu toți să, și obligatorii să câștigăm dacă vrem să fim campion. Și ei joacă împotriva lui Craiova și acolo, eu zic că vedem după ce va fi, dar eu spun că, până la urmă, asta e un punct important pentru noi. În final te întreb, Naționala, cum vezi? Un nou mandat, un nou început, merge acolo, cum va fi? Sperăm cu toți, nu? Să facem cu toți mai bine decât datele trecute. Da, am fost convocat și sper să reușim. Și eu zic că sunt două teste importante pentru noi, pentru mister, să observă și niște jucători. Sperăm să reușim cu toți și să fim meci bun. Mulțumesc. Mersi. Da, l-am stat pe Camora. El privește într-o altă perspectivă, și anume că e un punct câștigat. A fost un meci în deplasare, n-a jucat cu o echipă care, nu știu,
cu tot respectul, n-a jucat cu Voluntari, n-a jucat cu Arce și echipe care... Stai că Voluntarul e cam peste Farul acum și era... Farul, da. Voluntari, Arce, să spunem că sunt acolo, adică acolo. Depinde poate de forma de moment, dar nu sunt indiferențe mari. E o echipă obișnuită cu play-off-ul Farul, pe care știi, joacă fotbal. Nu este la îndemâna oricui să nu plece neînvins. Avem și două momente din perspectiva arbitrajului. Colțescu a fost arbitru, un arbitru foarte lăudat pe bună dreptate în ultima vreme, așa pentru este. Că mi se pare într-o formă deosebită și cu prestații solide. În minutul 37 avem un moment cu Bordeanu în duel cu Larie. De fapt, un duel. Nu e niciun duel aici. Ce aici? Aici este o apreciere total greșită a lui Bordeanu și un șut în abdomenul lui Larie. Din ce vedem aici, lovitura liberă este acordată, însă trebuia și o sancțiune disciplinară care cred eu că trebuia să fie minim cartonaș galben. Uitați-vă la reacția lui Bordeanu, cât de tare dă că îl doare și pe el. El dând cu gheata. Este clar că nu poate aprecia Colțescu, nu vede, dar este exact în fața asistentului. Deci acolo trebuie să-i spune exact ce s-a întâmplat. Aici trebuie o sancțiune disciplinară. După intensitate, acum mai repede mă întrez spre roșu. M-am dat foarte este... atent să văd dacă atinge cumva și minge, dar nu. Dar chiar dacă o atinge, Dane, el... Nu, dacă ar atinge mingea, până la lovește, urmă, da, lovește direct în stomac, și tare de tot, este o lovire. Uite, și chioapătă Bordeanu. Păi nu atât de tare, încât și el se resimte de la lovitură, că se vede pe ce grimasă are imediat după ce iată aici. Deci spuneți că cel puțin galben. Cel puțin galben. Pentru că aici Colțescu nu dă nimic. Aici doar intensitatea... Este, sancțiunea disciplinară este decisă de intensitate. Însă este cel puțin galben, roșu dacă intensitatea este mare și consecințele sunt mari. Dar din ce văd aici, oricum cel puțin galben. Bun, și în minutul 83, Debeliuh cade în care, o fi vreun meci în care Debeliuh să nu ceară penalti? Să nu ceară minim 1. Să nu ceară minim 1, corect. Minim 1, da. Da. Bine, aici este o acțiune tipică. Păcat că el nu este sancționat de fiecare dată așa cum ar trebui, pentru că nu ar mai repeta astfel de comportamente. Aici spuneți că merită galben. Merită galben. Clar. Pentru că sunt dueluri în care nu, chiar nu trebuie să intervii nici cu simulare, nici cu penalti. Că sunt și genul ăsta de faze în care... Aici este chiar dacă nu lovește mingea Larie, Debeliuh intră direct în Larie, căutând contactul, după care cade văitându-se. Noroc că Colțescu are experiență și îl cunoaște. Și da. Mergem la Gică Hagi să-l ascultăm, a venit la Flash Interview. Omologul dumneavoastră se declara mulțumit că nu a primit gol cu acest 0-0. Dumneavoastră, cum vă declarați după această partidă? Un meci greu. Dificil. Ambele echipe au încercat să marcheze. CFR-ul a făcut un meci foarte bun la noi acasă. Noi n-am fost așa de inspirați, cel puțin în atac. Am pierdut multe mingi, n-am combinat, s-a jucat foarte mult individual și de aceea cred eu că nici am avut ceva ocazie și noi o ocazie clară, dar per total nu credeam că nu o să se înscrie, pentru că și ei vreau să câștige și noi vroiam. Și speram că se vom înscrie, dar fotbalul câteodată așa e, un 0-0 care, cu două echipe care au încercat să câștige, care au atacat, care au avut ocazii, care au băgat mingii, mai multe ei decât noi. Noi, cum am spus, de la mijloc în sus foarte individual, fără să combinăm, fără să unul cu altul, fără să știm să dezvoltăm în zonele libere, dar... Ne-am apărat bine, apărarea și-a făcut treaba, dar în atac nu. Și totuși un meci de mare angajament, s-a văzut multă dăruire la unii dintre... Dacă joci cu CFR-ul și nu te duci pe jocul acesta care e mai direct și care îți vine și te presionează, e greu. Dar am pregătit meciul
în ambele, ați văzut că și noi am avut statură și noi am avut, am încercat să avem jucători puternici și la faze fixe și la toate. Și, da, un meci deschis să se marcheze, dar din păcate nu s-a marcat și un rezultat care nu ne ajută nici pe noi, nici pe ei. Adi Petre, cum să-l numim? Ghinionist? Nu vorbesc, eu nu vorbesc de un jucător sau de celălalt. A fost și acea mare ocazia lui Hefte pe care aș fi. Nu vreau să vorbesc de cineva în parte. Echipa câștigă meciurile, jocul colectiv. Trebuie să știi să joci colectiv foarte bine. Din păcate, n-am făcut-o la nivelul cel mai bun al nostru, ofensiv, în ultimii 30 de metri. Iarăși, e o problemă. E o problemă asta și sperăm să o rezolvăm. Totuși, atacanții pierd prea ușor mingi, prea ușor mingi. Totuși, din păcate. Totuși, iată că obțineți un punct, deși n-ați mai avut posesia de la meciul din sezonul regulat când ați dominat. Dar nu ne interesa pentru noi un punct. Noi vrem cele trei puncte, așa cum vrem la fiecare meci, așa cum dorim să creăm o mentalitate de învingător, ca fiecare echipa să joace să câștige, să fie fericită, să vrea să câștige, să construim ceva. Da. E greu, nu e ușor. Am văzut în seara asta că lucrurile nu sunt ușoare, sunt grele, e nevoie de timp și vom vedea. Și totuși, locul 3 pare un loc de atins. Poftiți. Și totuși, cu aceste rezultate din play-off, locul 3 pare un loc de atins. Care rezultate? De-abia am început. Păi da. De-abia am început. Am jucat cu cele mai bune echipe, așa că... Da, am stat pe Gică Hagi. Trebuie să ne oprim, urmează un meci de NBA după această emisiune. Mulțumesc, domnul Zota, mulțumesc, Eduard Zărghin. Ne oprim, seară bună!